Debut cu două goluri în tricoul Rapidului în presezon și astăzi avem debutul oficial. Începe Superliga și avem un prim meci, o deplasare la Cluj. Hai să începem un nou episod. Salut prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod din Player Career Mode. Am început destul de bine și am impresionat în presezon și Cristiano Vergodi ne-a anunțat că se va baza pe noi la debutul în Superliga. Avem un prim meci cu Cluj, după avem acasă cu Polia și după derbiul cu Dinamo. Jucăm acasă cu Hermannstadt și terminăm acest episod cu Farul Constanța în deplasare. Deja două derbiuri, deja două meciuri foarte, foarte importante. Sper să fim prezenți acolo, meci de meci în primul 11 și să ajutăm echipa. Trebuie să tragem echipa după noi, trebuie să încercăm să aducem un plus cât mai mare acolo pe faza ofensivă și să aducem plusul necesar atunci când este vorba de asisturi și goluri. S-a postat primul 11 din următoarea etapă, se pare că avem și un băiat nemulțumit acolo, iar noi vedem că suntem prezenți acolo în primul 11, suntem felicitați acolo de un băiat și suntem foarte fericiți. Prindem primul 11 la prima partidă. Începem cu Drăghie în poartă, interesant. Onea, Iacob, Săpunaru, Borza, Albu, Caită, Pănoiu, noi în dreapta, Rahmani în atac și Petrila în partea stângă. Hai să mergem la Cluj, hai să debutăm cu un meci foarte, foarte bun tricoul Rapidului. Debutul oficial în tricoul Rapidului. Mergem pe Cluj Arena. Se pare că deja mă încurajăm băieții, deja am luat acolo o opțiune importantă, avem o voce importantă în vestiar și încercăm să aducem un plus de moral băieților. Să încercăm să alegem acest obiectiv, un gol sau un asist. Obiectiv foarte îndrăznesc pentru prima partidă. Să vedem dacă ne și iese. Fază fixă pentru Cluj. Centrare în zona primei pări, reușim să respingem. Matias Caită trimite o pasă aici foarte bună. Reușim să câștigăm acel duel și putem rămâne 1-1 cu portarul. Accelerăm, intrăm în suprafața de pedeapsă și încercăm la colțul lung. Debut cu gol tricoul Rapidului în meciurile oficiale. Minutul 12, contraatac perfect, foarte bună pasa lui Matias Caită. Bun și tackling-ul nostru și reușim să învingem portarul advers destul de simplu aici cu un șut la colțul lung. Foarte bună acțiunea, foarte bună finalizarea și tabela deja arată 1-0 pentru Rapid. Bun! Pentru Calcan. Bun, una la recuperare. Albu. Pasă foarte bună aici la margine. Avem spațiu bun, încercăm să depășim adversarul, intrăm în suprafața de pedeapsă, dar Miron revine și blochează. Bun, Albu la recuperare, până Rahmani scoate la margine, dar văd gelul ne ia pe sus. Popa rămâne în posesie. Bic pasă în ADG pentru Câmpanu. Câmpanu 1-1 și Cluj egalează. Cât de ușor, cât de ușor primim acest gol, cât de liber era Câmpanu acolo în zona centrală, dar tot pleacă de aici, din acea greșeală a lui Iacob acolo, nu pune piciorul cum trebuie, șutul este bun aici, nicio șansă pentru Drăghia și un Cluj egalează înainte de pauză. Termină prima repriză. O primă repriză, bun, ținând cont că deschide scorul foarte, foarte repede, dar după Cluj reușește să revină acolo în atac și să egaleze. Ne îndeplinim obiectivul, dar din păcate scorul nu arată foarte, foarte bine. Ușor dominație de Cluj, noi am avut o situație și am reușit să marcăm încă 45 de minute să câștigăm prima partidă acestui sezon. Toarce cu Borza. Borza în diagonală, foarte bună pasa, vine și ne ajută Onea, dă-mi,
Foarte bună pasa lui Ionea pentru Fio. Fio intră în suprafața de pedeapsă. Încercăm la colțul lung și reușim! Dubla! Foarte bună acțiunea! Foarte bună diagonala lui Borza. Bun și Ionea aici la învăluire. Așteaptă acolo momentul perfect. Bună pasa! Și reușim să marcăm golul 2. Cât de frumos ne desprindem acolo. Iar după șutul este unul din nou simplu la colțul lung cu latul de jurează pentru portar. Și suntem din nou în avantaj pe tabelă. 2-1 pentru Rapid. Bic. Toarce cu Filip. Bic, foarte bun tackling-ul, reușit să recuperăm. Rahmani, pasă pentru Ioniță. Ioniță mai departe. Suntem aproape să înscrie pentru 3-0, dar ratăm aici 1-1 cu portarul. Ne impunem 2-1 la Cluj, dar am avut parte de o partidă foarte dificilă. Poate pare simplu că am marcat noi două goluri, dar am avut cred că 10 situații în care am încercat să luăm adversarul 1-1, dar adversarul a stat foarte bine, în special Miron și Vătăjelu l-a luat de câteva ori pe sus. E bine totuși că reușim noi să marcăm două goluri din cele două șuturi și aducem prima victorie în acest campionat pentru Rapid. Un trofeu adus acolo în vitrină, începem perfect acest sezon și aducem, cel mai important, aducem 3 puncte pentru Rapid. O, Doamne, ce debut, dublă frumoasă, dublă marcată la primul meci în tricoul Rapidului și aducem primele 3 puncte, iar acum avem meci în Giulești cu Poli Iași. Suntem anunțați din nou titulari acolo în partea dreaptă. Era de așteptat după meciul perfect de la Cluj, nu se schimbă echipa deloc, rămânem cu același prim 11. Primul meci în Giulești, suntem titulari bineînțeles și trebuie să facem din nou diferența pentru Rapid. Depinde foarte tare echipa de noi, am văzut dacă noi nu eram concentrați și nu ne prezentam atât de bine la Cluj, probabil rezultatul ar fi fost unul mult mai slab. Hai să ne concentrăm, hai să debutăm și în Giulești cu asist sau gol, de ce nu? Pansează Hrib, îl găsește pe Rus. Hrib reprimește. Intră în zona centrală, pasă pentru Ion. Șut blocat! Marchiuni șutează pe lângă poartă. O primă ocazie pentru Poliaș. Degajează lungă Drăghia. Reușim să câștigăm acolo doar la cap. Atent însă Ponoiu recuperează. Matias Cai pentru Albu. Albu pasă superbă pentru noi. Reușim să preluăm și intrăm în zona centrală. Încercăm la colțul lung, dar Silviu Lung Junior se întinde și scoate acest prim shot. Recuperăm prin Petrila. Albu. Petrila reprimește. Ponoiu, foarte bună pasa. Încercăm șutul, dar Silviu Lung iese la timp și blochează. Centru Itu blochează Matias Cai și putem pleca pe contră. Ponoiu, Rahmani trimite foarte bine în adâncime aici pentru noi la margine. Reușim să luăm prin planul. Încercăm o centrare, dar Cataneț are un tackling perfect și scapă Poliaș din nou. Ce contraatac bun, dar din păcate nu reușim să trimitem acolo în fața porții. Din nou intervenția lui Silviu Loc Junior. Și mă las scurt Petrila pentru noi. Cercăm o centrare, rea cu capul Iacob, prinde Silviu Lung. Și se termină prima repriză. Greu, foarte, foarte greu. Mai ales că am avut o situație foarte bună, însă Silviu Lung Junior a scos superb acel shot. După, suntem luați pe sus la fiecare fază, nu ne dă adversarul timp deloc și suferim din acest punct de vedere. Încă 45 de minute să dăm lovitura cu Poliaș. Clar am fost peste adversar, am arătat bine, dar ne lipsește golul deocamdată. Itu, Marchioni pentru Ion. Ion mai departe cu Harrison, Harrison pentru Ion. Ion 1-1 și Poliaș dă lovitura în Giulești. 1-0. La fel ca în realitate, noi dominăm, suntem peste ei, avem ocazii și Poliaș are ocazie și marchează, superb.
Foarte ușor desfăcuți aici pe zonă centrală, reprimește aici Ion, șutul este perfect, deci o șansă pentru Drăghia, nu înțeleg de ce nu se joacă cu Horatiu în poartă și primim gol și în această etapă. Liber la margine aici, cer și primesc, ajută Răzvan Onea, Borja Vaie. Onea, Borja Vaie reprimește, Borja pentru Vio, mai departe pentru Ioniță, primul asist pentru Rapid, foarte bună acțiune acolo în partea dreaptă, bun și Borja Vaie, iar după Ioniță șutează cu dreptul aici, interesant această execuție, dă din prima fără preluare la colțul lung, reușește să-l învingă pe Silviu Lung și revenim în meci. Avem șansa chiar să căutăm golul victoriei, mai sunt 20 de minute și s-a terminat. E incredibil cât de bine s-a apărat Poliaș, n-am reușit să luăm aproape deloc 1-1, de fiecare dată luați pe sus, tată, luați pe sus, n-am avut șansa să finalizăm, n-am avut șansa să pasăm, am avut câteva situații bune, dar din păcate scoatem doar un punct. E bun și asistul, n-am ce să zic. Din păcate doar un punct în Giulești. Foarte urât rezultatul, dar asta e. N-am putut să desfacem foarte mult apărarea adversă. Am avut probleme pe construcție. Defensiva destul de îndăbuță și ea. Și mergem la acest meci cu Dinamo cu un moral destul de slăbuț după ce n-am reușit să câștigăm etapa trecută pe teren propriu. Dar avem încredere că putem scoate cele 3 puncte. Hai să încercăm să scoatem 3 puncte cu Dinamo în deplasare. Un derby al sezonului, jucăm cu Dinamo în deplasare și ar trebui să fie un meci simplu pentru noi, dar mă aștept din nou să avem probleme, mă aștept ca echipa adversă să fie la fel de agresivă, să încerce să ne blocheze și să lovească pe contraatac. Hai să ne concentrăm, hai să scoatem 3 puncte cel mai important. Poate la margine cu Politic. Din nou Ilić pentru Greg. Greg încearcă poarta pe deasupra acest șut. Începe Dinamo foarte arțegoasă și încearcă aici Greg un șut de la depărtare. Avem noroc, șutul se duce un pic deasupra vinclului. Duelul la cap, pune mingea jos, să combinăm cu Ioniță. Ioniță pasă superba lui Ioniță. Intrăm în suprafața de pedeapsă și încercăm la colțul lung. Dar din păcate șutul se începe lângă poartă. Ce pasă ne-a dat Ioniță aici? Aici aș fi vrut să dau cu stângul spre interior, dar m-am poziționat greșit și lovim cu dreptul pe lângă. Pentru noi combinăm cu Ioniță. Ioniță întoarce pasul, accelerăm acolo în bandă, dar suntem blocați, întoarcem pentru Rahmani, scoate Golubović, foarte bună acțiune. Și din nou la scurt, Petri la așează, încercăm să deschidem unghiul și încercăm șutul, însă se opune transversala și se denumă prima repriză. N-avem volan deloc, câteva ocazii bune, lovim și transversala cu acel șut nebraznic, dar din păcate se intră la cabine cu un 0-0, trebuie să încercăm să marcăm, e clar, suntem peste adversari, vedem, noi am avut 7 șuturi, unul singur, Kite, se face la margine cu Vio, Vio combină cu Ioniță. Ioniță pasă înapoi pentru noi, reușim să scăpăm acolo, dar e blocat șutul, sare mingea la noi și Golubović blochează din nou. N-avem bulan deloc, vedem cel șut care a lovit transversala, arată clar că n-a fost gol, mingea din păcate a sărit în afară. Executăm noi acest corner. Să trimitem acolo pe 6 metri. Executăm bine și vine Iacob cu lovitura de cap.
Ce intrare bună! Minutul 55, Paul Iacob deschide scorul, un nou asist în contul nostru din corner de data asta. Superbă centrarea, superb se înalță aici și Iacob și finalizează pe mijlocul porții cu capul. Foarte bună această execuție, iar Iacob ne aduce în avantaj în cea mai perfectă repriză a doua. 1-0 pe tabelă. Pasă în adâncime pentru Politic, foarte bună preluarea. Politic în centru cu Ilici. Ilici și așează șutul. Și avem Bulan Mare, se duce pe lângă poarta această finalizare. Doamne, ce ocazie mi-a dat Dinam. Pentru Ilici, în centru Laru. Mai departe cu Borja. Borja pentru Greg. Și o nouă situație incredibilă ratată de Dinamo. Și s-a terminat. Scoatem 3 puncte foarte importante cu Dinamo. Din păcate, atât s-a putut. Doar un assist. Lovim o dată bara. Ratăm câteva ocazii importante. Important este că reușim să scoatem cele 3 puncte. Statistică perfectă. A fost multă peste Dinamo și obținem cele 3 puncte. Păcat că n-am reușit să și marcăm noi, păcat că n-am reușit să aducem mai mult plus acolo pe faza ofensivă, dar este un rezultat bun. Ajutăm totuși echipa, aducem un asist acolo pentru Iacob și ne bucurăm că acest început de sezon este unul destul de bunicel. Se pare că am fost chemați la interviu. Interesant acest lucru alături de antrenor. Credeam că ne pune și nouă vreo întrebare, ceva, dar n-am fost întrebați nimic. Următoare vestiar, luăm 3 puncte din acest prim derby cu Dinamo și te dă încredere foarte mare cele 3 puncte. Victorie în primul derby al sezonului, suntem pe locul 4 în acest moment și primim vizita celor de la Hermannstadt, un nou meci în Giulești. Unde n-am reușit să marcăm deocamdată, am reușit doar un singur asist, n-am mai reușit să ne aducem numele acolo pe lista marcatorilor. Jucăm cu același 11, pare că a intrat Horațiu Moldovan în poartă și s-a văzut acest lucru, n-am mai primit gol cu Dinamo, rămâne pe noi în continuare acolo, în spatele lui Rahmani. Hai să mergem în Giulești și să batem cele 3 puncte cu Hermannstadt. Un nou meci în Giulești, un nou meci de la care ne propunem în principal 3 puncte, dar să și marcăm, pentru că până acum n-am reușit să o facem pe teren propriu, marcată doar cele două goluri în deplasarea de la Iași. Trebuie să încercăm să apărăm mai mult la finalizare, întâlnim o echipă mai slăbuță decât noi, mai bună decât Dinamo probabil, dar sper eu să scoatem cele 3 puncte. Petrila. Rahmani. Asta bun aici pentru noi în bandă. Reușim acolo să trecem foarte ușor de doi adversari. Încercăm o pasă pentru Rahmani și finalizarea e perfectă de data asta. Minutul 14. Începem perfect și deschidem scorul. Un nou asist pentru noi de data asta. Rahmani șutează perfect. Și debutul în această partidă este unul foarte, foarte bun. Ce finalizare are aici? Rahmani prinde vincul din acea poziție și începem perfect. 1-0 pe tabelă, în Giulești. Săbunaru. Greșim pasa. Găvan. Ciubotaru. Greșește acolo, recuperează Rahmani. Matias Kite. Pentru Pănoiu, mai departe Rahmani. Rahmani se descurcă bine și scoate la margine. Reușim să ne întoarcem acolo. Și a comis penalti băiatul ăla. Obținem penalti foarte ușor acordat. Dar cum să dai penalti pentru așa ceva? Ia să vedem. Dar îl întoarcem, vine și ne ia pe sus. A dat de pământul lui. Mi s-a părut că s-a acordat totuși foarte ușor. Opa! Avem șansa golului. Suntem selectați pentru a executa acest penalti. Hai să vedem. Ce scăriță frumoasă! Reușim să marcăm primul gol în tricoul rapidului din penalti.
Am temut aici că va rămâne portarul pe mijloc, dar am riscat un pic. Scăriță perfectă și reușim să marcăm primul gol în tricoul Rapidului. 2-0, Giuleș cu Hermannstadt. Roian pentru Murgia, mai departe cu Paraschiv, Paraschiv călcăi pentru Ciubotaru. Întoarce cu Al-Hasan, Al-Hasan! Colmo? Ai te voi, Horațiu, tată, cum să iei mă colo stată de sușă? Dar nu vine să cred că am primit golul ăsta. Părea un șut care putea fi scos. Cât de bine plasează aici Al-Hasan. Horațiu nu e atent, se face de unul. Și se termină prima repriză. O primă repriză perfectă. Am reușit să trimitem un assist, am reușit să și marcăm din penalti, dar din păcate ne deranjează faptul că am primit golul ăla foarte, foarte simplu și ea rămâne deocamdată meciul în cumpănă. Vedem 10 șuturi noi, Hermannstadt a avut 2 și a reușit să marcheze. Pasează cu noi la margine, intrăm în zona centrală, dar suntem blocați, desfacem cu Onea. Onea întoarce această minge pentru noi. Ne deschidem unghiul, dar șutul este slab pe lângă poartă. Pasă pentru Iancu. Iancu mai departe cu Neguț. Reprimește Iancu și cearcă poarta. Ate Horațiu respinge de două ori. Corner pentru Hermannstadt. Secută Al-Hasan în zona primei bări. Reluare cu capul scoasă de Horațiu. Dă drumul repede Horațiu cu noi. Reușim să preluăm acolo de lângă adversar. Dă drumul repede cu Petrila. Petrila. Se duce în bandă. Centrează foarte bine pentru Ioniță. Și reușim să marcăm golul 3. Ioniță intră din nou de pe bancă și marchează. Din nou cu dreptul. Foarte bună acțiunea lui Petrila acolo în banda stângă. Totul pleacă de la noi. Bineînțeles. Încercăm să ne atribuim cât mai multe lucruri pozitive, bineînțeles. E bine că reușim să marcăm golul 3 și să stăm liniștiți, pentru că Hermannstadt a avut câteva situații destul de bune. Foarte bun Petrila aici, centrare pe 6-11 metri și Ioniță cu dreptul reia din voleu. Eram și noi pe acolo, dar n-a fost această minge pentru noi. Ioniță face 3-1. S-a terminat. 3 la 1. Reușim să trimitem un assist. Ne aducem numele pe lista marcatorilor. Primul gol în Giulești și ne impunem 3-1 cu Hermannstadt. O nouă victorie frumoasă. Încă 3 puncte acolo în clasament. Și un nou trofeu de cel mai bun jucător de pe teren. Am avut nota 10. Reușim un meci perfect în Giulești și ne impunem cu Hermannstadt. Rezultat perfect care ne duce pe prima poziție în Superliga și mergem la Farul, care are doar 3 puncte până de față. Mergem la ultimul meci de astăzi, același primul 11, nu schimbă nimic Cristiano Bergodi. Aba da, apare Ioniță titular în partea stângă. De ce așa? Puteți să joci cu el de car să scoți pe Pănoi. În fi, hai să mergem la Constanța, hai să venim cu 3 puncte. O nouă deplasare foarte dificilă, un nou derby, jucăm la Constanța cu Farul și țintim cele 3 puncte. E un debut de sezon foarte, foarte bun, suntem acolo sus în clasament, reușim să ne prezentăm foarte bine și facem diferența meci de meci. Hai să ne concentrăm și să scoatem 3 puncte și de la această deplasare. Atent, Matias Kaita recuperează Rahmani pentru Vio la margine. Încercăm aici să luăm din nou 1 la 1 pe Kiki. Vine Onea foarte bine din spate. Onea pentru Rahmani. Atent, Cheiroș. Știgăm duelul la cap prin Matias Kite. Ne deschidem unghiul aici. Ne descurcăm foarte bine. Combinăm cu Albu în centru. Albu întoarce pasa. Albu pentru Vio. Șut cu dreptul care îl învinge pe Ioani.
și reușim să deschidem scorul minutul 21. Superbă acțiunea! Foarte bună recuperarea lui Matias Kite acolo, vă combinăm cu albul. Nu așteptam să-mi o dea albul aici înapoi. Ne descurcăm însă foarte, foarte bine. Șutăm cu dreptul, nu mă așteptam să se ducă în plasă acest șut cu dreptul. Și deschide scorul și la Constanța. Iacob. Pănuiu. Schimbă partea pentru Vio. Vine și ajută și Ionea. Ionea intră în zona centrală din nou Vio. Intrăm în zona centrală. Rahmani se întoarce foarte bine cu omul în spate. Onea centrează pentru Dus. O, câștigătorul la cap. Pănoiu. Pănoiu pentru Rahmani. Și reușim să marcăm cu 1-2. Cât de simplu, cât de bine se descurcă Rahmani acolo. Reușim să majorăm scorul foarte, foarte repede. E clar, echipa gazdă de la Constanța. Nu e deloc în meci. Cât de simplu marcăm aici. A greșise pe noi în prima fază, dar după Rahmani, ce execuție frumoasă, preluare și șut din întoarcere, e aici o șansă pentru Ioari și este 2 la 0. Popescu, Bonini, la margine cu Damian Dusso. Dusso se duce în lateral, centrează pentru Gustavo Costa, atent, scoate Horațiu. Pănoiu pasă pentru Albu, Albu desface la margine și îl prindem aici pe Kiki 1 la 1. Reușim să trecem foarte ușor de Kiki, trecem și de al doilea adversar în fața porții pentru Rahmani, scoate Buzbuchi, eu am crezut că este Ioani poartă, dar e Buzbuchi. Și se termină prima repriză la Constanța, 2 la 0. Ne prezentăm perfect, reușim să și marcăm în prima repriză, am avut nicio emoție în prima repriză, destul de slabă farul Constanța, noi arătăm din ce în ce mai bine, Rahmani arată din ce în ce mai bine și deja a început să marcheze meci. Scoate pe noi o greșit în sate, Kiki. Luis Munteanu pasă pentru Rivaldinho. Rivaldinho suprafața de pedeapsă, întoarce pentru Luis Munteanu, reușind să blocăm șutul, parte cu Rivaldinho, Kiki, în centru cu Gustavo Costa, mai departe, Luis Munteanu îl întinde aici pe Horațiu, atent portarul nostru, Matias Kite, pierdem însă în fața lui Băluță, Udescu încearcă un șut, scoate Horațiu Moldovan, se termină partida. A doua repriză mult mai slăbuță, farul a stat peste noi, a ținut de minge, n-am mai avut noi nicio situație. E un nou meci bun pentru jucătorul nostru, reușim să primim nota 9.5, ne impunem 2-0 la Constanța și arătăm din ce în ce mai bine. Și un nou trofeu de Player of the Match. Nu așteptam să primim trofeul de cel mai bun jucător, mă așteptam să fim noi desemnați, mai ales că a fost un meci foarte strălucit, reușim un gol care ne aduce încă un trofeu acolo în vitrina. Debut perfect în tricoul Rapidului în meciurile oficiale, 4 goluri, 3 asisturi în 5 apariții și o notă de 9.02. Arată foarte bine începutul de sezon, deja ne instalăm acolo pe prima poziție în Superliga și viitorul sună din ce în ce mai frumos pentru Rapid. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, v-am pupat!